Salutare, prieteni! Urmăriți Napoca Live. Eu sunt Lucian Danciu și vă propun, așa cum o fac în fiecare dimineață de joi, o discuție telefonică cu primarul Clujului. Mă rog, în fiecare dimineață în care lucrăm. Sunt anumite zile de joi în care nu lucrăm. Astăzi lucrăm. Bună dimineața! Bună ziua! Lucrăm de dimineață noi. Așa că la ora asta la noi cam bună ziua. Așa de dimineață cred că și în administrație. Cafeaua și cel mult o geană pe la vreun șantier. Mă gândesc eu. Cu geana de la șantier a făcut la ora 8 dimineață inspecțiile și direcțiile de specialitate puse în mișcare. Pe partea teoretică, după care vizităm și luăm decizii în teren pentru... Dimineață frumoasă de primăvară la Cluj-Napoca, teoretic ar trebui să bubuie utilajele pe șantierele orașului. Bubuie deci, sau bubuie. Deci mergeți și vedeți că pe Dragalina, acolo șantierul ăla cât de complicat și de greu, pe care, repet, n-am avut altă alternativă decât să... le aprob cu închiderea totală la circulație, pentru că vedeți că lucrează la marea adâncime, conducta aia de 600, e ceva care se face pentru următoarea 100 de ani. Deci ce conducte se pun acum, sunt puse pentru 100 de ani de aici înainte să țină. La fel cu podurile care le reface, sunt pentru următoarea 100 de ani pregătite. Și asta e partea aia, vine odată la 100 de ani, vremea și timpul să faci asemenea lucrări. Deci oamenii au lucrat și în preajma Florilor, lucrează și acum să scurtăm cât mai mult cu putință perioada aia de închidere totală a traficului, pentru că înțeleg și știu cât de complicat e pentru oameni să vină din Vigorescu. Și de aceea am apreciat eforturile pe care toate companiile, acum începând compania de apă Someș, pentru că ei lucrează acum cu risc, de aceea că le schimbă conducta asta mare, ne-am pus de acord cu ceilalți, astfel încât să scurtăm perioada și eu sper să avem vești bune în luna mai, să le anunțăm o scurtare a terminului. Acum, sper până nu se termină lucrările pe Dragalina să nu înceapă și alte lucrări în zonă, că atunci, așa, dacă îmi permite să vă luăm, acum trebuie să plec de cu seară ca să ajung la emisiune. Atunci trebuie să plec de miercuri dimineață. Dacă n-ai apă, după aceea ce faci, domnule Danciu? Acum acolo astea de alegi. Ce facem? Lăsăm orașul fără apă, cu magistrală de 600? Nu. Sau le asumăm rău cel mai mic? Asta trebuie să decizi de multe ori în administrație. Că ți se stric, nu, conducțiile astea nu sunt pentru eternitate, numai divinitatea eternă. Restul lucrurilor pe pământ își, așa, temporare. Unele cu durată mai scurtă, altele mai lungă de existență. Deci n-ai ce face, trebuie să iei decizii de acest fel. Ce putem face noi este ca în rândul deciziilor pe care avem să alegem cea mai bună cu putință și să producă răul cât mai puțin. Asta putem face. No, ce să facem? Am văzut că se lucrează, domnul Boc, la părculețul ăsta de la piața 14 iulie. Acum începem de aici, din zona noastră, și pe urmă ajungem Am văzut că se pun copaci. Probabil vor fi și bănci. Va fi și iarbă. Sigur că fie iarbă, dar e parc. Să fie și iarbă, normal. Iarna nu-i ca vara, înțelegeți un pic încă. No, din nefericire suntem încă în sfârșit de iarnă. Înțelegeți și voi că și copacii înfloresc, și iarba răsare ca lumea, primăvara și vara. Noi nu mai avem zăpadă pe unele colțuri. Înțelegeți că marca înregistrată că iarna nu-i ca vara. No, așteptați primăvara autentică și vara să vedeți cum. Cam unde abia au început să dea colțul și alelele noastre care le-am plantat în octombrie în oraș, acum de-abia încep să răsară. Asta e vremea la noi, clima pe care o avem în continuare. Dar uite, pot să vă spun că în cadrul proiectului pe malurile Someșului mergem acolo, da. Doar avem 957 de arbori noi plantați. În plus, la platou de la sala sportului avem 101 de arbori noi plantați. Da? Pe armătura unde a fost la parcul avem 205 arbori noi plantați. Deci peste 1000 și ceva de arbori noi aduși, numai în proiectele astea, malurile Someșului, platou de la sala Horea de Nian și parcul Armătura. Peste 1000 de arbori. La partea de arbori, lumea nu prea are nimic critic sau puțin critic de spus. Pentru că asta e partea de... La partea de iarbă, acolo. Iarba trebuie să înflorească, că ce vede și parcul Armătura. Urmează să iasă iarba, partea aia care încă este așa, mai cenușie. Acolo va fi iarbă. La fel și pe malurile Someșului, acolo. Va fi iarbă, bineînțeles. Gazon sau iarbă, în funcție de proiect. Nu mai repet, iarna nu-i ca vara. Și vedeți aceste lucruri. Deci ambele, la
malurile Someș și avem cu un hectar de spațiu verzi mai mult decât față era înainte. Un hectar de pe, în plus pus acolo în proiect și care se va revedea în teren. Chiar ieri am mai făcut o vizită pe șantier, am mai luat niște decizii administrative, pentru că tot timpul în șantier mai găsești, trebuie să pui niște arbori și te trezești că pe din sub conducta de gaz sau de apă, dar nu figura nicio plasă. Pentru că trebuie să iei decizii, să poți merge mai departe cu vârstul, să nu-l blochezi. Sunt în grafic manurile Someșului, proiectul, zic. Repet, toate proiectele cu termen de finalizare 2023 sub în grafic de finalizare pentru 2023. Cred că suntem printre puțini în țară care putem să facem o afirmație de acest fel, pentru că alții, cum a spus asta din perspectiva ceea ce am văzut la București în cadrul ședințelor mele, suntem printre puținii care suntem în graficul 2023. Alții se gândesc cum să-și prelungească proiectele, cum să găsească soluții, să le ducă mai departe. Astăzi, la ora la care vorbesc, și sper să nu vorbesc cu păcat, să nu avem probleme și proiectele care au termen de finalizare în 2023 să fie toate finalizate. Asta este ceea ce avem în momentul de față. Am câteva emoții mici la câteva proiecte mai mici, dar pentru ele lucrez cel mai mult și cu ele mă preocupă în mare măsură soluția de rezolvare a lor. Deci, asta și pe la parcul de la teatru ce se mai întâmplă? Acolo, scena. Trebuie să vină scena aia pe care au comandat-o cei de la teatru ca să o punem în mișcare și închidem. Pe când Dumnezeu vine? Că mă tot pregătesc să fac un spectacol acolo, un concert. Vorbiți cu cei de la teatru și cu ei să vă spună detalii, că ei au comandat-o. Noi am fi închis proiectul de foarte multă vreme. Dar dacă ei ne-au solicitat și au spus că cu ocazia aia mai faceți-ne și luminat ornamental. Ok, facem și luminat ornamental al clădirii și al tot. Aia a fost în afara proiectului. Faceți-ne vreo și o scenă. Facem și o scenă dacă vreți treaba asta. Evident că asta a fost peste proiectul anunțat și atunci le-am aprobat. Am spus de ce să ne încăpățânăm să nu le facem dacă putem să le facem. Aduc plus valoare. Aduc. Sunt necesare. Sunt. Atunci, de ce să nu facem lucrurile astea bune pentru o instituție fundamentală a Clujului? Teatrul Național e, cum să vă spun, o piesă de referință pentru cultură. E o artă centrală, opera și teatru, hai să spunem, la ora exactă de unde începe cultura în Cluj, alături de opera maghiară, sunt instituții fundamentale ale culturii noastre. De ce să nu venim și noi cu un sprijin dacă ei ne-l oferă? Pentru că acum e momentul să aduci, să pui, să integrezi scena, nu după aceea să sap înapoi, să strici ce ai făcut. Da, de așa prefer să fac lucrurile așezate pe termen. Parcul feroviarilor? Da? În grafic, sunt foarte bine cu el și acesta va fi finalizat anul acesta. Acolo toate soluțiile financiare sunt la noi și noi trebuie să plătim, că acela nu e pe fonduri europene și nu e o investiție mică, dar deocamdată în buget stăm în grafic să putem realiza. De parcul Zorilor să vă mai întreb? Se lucrează, da, da. Nu e pe fonduri europene acel proiect, e în afara programului european, dar e grafic și se lucrează pentru el. Acolo avem aceleași urmăriri de proiect până la sfârșitul anului. Dar oriunde merge, într-adevăr, sunt multe șantiere la Cluj. Gândiți-vă că numai am discutat acum cât volum de muncă e în spate și mai ales câtă muncă tehnică e în teren legată de complicațiile pe care ți le dă. Că atunci vorbim de șantierul de pe Cogălnicianu și de pe Universitate, care e cel mai complicat și mai greu. Nu mai vin de șantierul de pe strada Iuliu Maniu, că și acolo găsești probleme la fiecare pas. Când dai să sapi în pământ, nu s-o mai să faci de 70 de ani ca lumea acolo să dai, de ce conducterea ai, de ce lucruri dai și cum trebuie să-ți modifici pe disopția, vizele din nou să le faci funcționale. Repet, e o muncă foarte, foarte apropo, cu săpăturile astea, acum sigur, când faci orice proiect în care necesită săpături, creează deranj, devier de circulație și așa mai departe. Disconfort, cel puțin. Asta e nefericire, dar trebuie să ți-l asum, că nu poți sta numai prin acolo, să închid lumina. Acolo unde se sapă și se schimbă conducte, ceilalți operatori, dacă discutăm de cei de la gaz, de cei care introduc cablurile subterane, sunt conectați sau sincronizați ca să facă acum și nu peste un an, să spunem, când au ei bugetat? Evident că da. Ei nu sunt în subordinea noastră. Dar până acum am avut și avem o colaborare foarte bună. Asta se întâmplă și pe Dragalina. E proiectul nostru, al primăriei. Dar am anunțat din timp, apă, vezi că noi facem lucrările acolo, să nu vii după ce termini lucrarea să încerci să schimbi conducta de 600. În graficul pe care îl avem, tu vii și îți bagi conducta aia de 600. Bun, vii și îmi spun, domnule, nu putem lucra sub trafic așa cum lucrați voi pe calea Mănășului sau pe Universitate. Acolo nu am închis circulația. Am zis, domnule, faceți tot ce puteți, dar nu închidem circulația.
Și uitați, am făcut și pe calea Mănășturi, facem și aici pe universității, pe două tronsoane, am reușit. Dar aici nu pot, că strada trebuie mică și conducta atât de mare că n-are cum să lucreze cineva ca să poată să o locuiască. Atunci, ok, am asumat această greutate. Și ce cu cablurile subterane? Care... Tot, gaz. Gazul, toată lumea, toată lumea lucrează în acest moment sincronizat. De aia e durata un pic mai mare, dar o repet și pe asta o scurtăm pentru că au reușit oamenii să se mobilizeze, spunându-le ce mă cere un singur lucru. Oamenii cred că ar putea să înțeleagă că e o perioadă când trebuie să înlocuim niște conducte, băgăm niște cabluri, să schimbăm conducte de gaz. Dar să se vadă că se lucrează. Să vadă asta că ei nu stau în trafic și dincolo nu lucrează nimeni. Da? Să vadă că da, stau și ei în trafic, dar și ei lucrează. Uite, să văd progresele de la o zi la altă. Aici am destule sesizări, domnul Boc, de la oameni care trec prin zonă și spune, unul lucră, șapte stau. Bun, așa este. Cât oameni și au nevoie de o pauză și aia, nu sunt roboți, că numai roboții n-au pauză, da? Nu vreți să ne aducem roboți să ne ia locurile de muncă. Au și eu pauze mari, că și eu am fost pe șantier, că nici anul la 12 jumate era nimeni. De unde sunt oamenii? Am spus, în domnule, între 12 jumate și 13 și 15, pauza de masă. Ok, am înțeles și tale, bă, oamenii erau la pauza de masă. Nu pot să spun, bun, ok, dacă treci pe acolo și nu vezi, în momentul ăla, în clipa aia, poza aia, în momentul ceva, domnule, nu pierde nimeni. Dar acum chiar s-a întâmplat, eu i-am văzut în teren, într-adevăr, aveau pauza așa, e normală, regulamentară, omenească, de masă. Mai sunt după aia perioade când trebuie să ții o conductă. După ce o pui în pământ, trebuie să faci testele. Cum e și aici la conducta de 600 pe Dragnea, de ele știu, mă, pelieros. După ce se va face toată montarea conductei și nu mai știu, cămășuirea ei sau nu mai știu care sunt procedurile tehnice, trebuie să bage presiunea aia maximă să vadă dacă rezistă. Nu, aia va fi o perioadă de câteva zile până când s-a testele alea. Atunci e bine că nu vedea un muncitor în șantier pentru că e perioada de test. Așa cum la un pod trebuie să știa 20 de zile pilonul ăla a vrut să atinge el ca să se fundamenteze, să stea pentru 100 de ani. Sunt perioadele de teste, de verificări, care fac parte din proiect, dar nu am de unde să le știe. Și atunci am dat impresia că ideea nu lucrează. Nu. E în proiectul respectiv și nu avem ce facem. Sau dacă vine vremea tâmpită și schimbă graficul de lucru, iarăși poate să apară. Bun, acum acolo termen. Dar ne-am făcut vremea figur, sper să nu ne mai facă. Da, că atunci s-a suprapus toate trei din cazurile deodată. Și aglomerația cu școala, și zăpada aia care a venit pe depusă masă. Da, și s-au adunat trei elemente care le-au dat peste cap. Ia că da, dar în viață n-avem ce face, trebuie să trecem și peste asta. De la cetățeni, să vă întreb așa, odată, se mai știe ceva de bazinul olimpic din Grigorescu? Întreabă domnul Mihai. Acolo de ADP-ul decide când îl deschide, după ce își face toate lucrurile necesare. O să comunice ei acest lucru. Mă gândeam de bazinul olimpic care lucrăm, am semnat contractul de execuție pentru cel din Borhanci, de ultima generație. Acolo de ADP-ul va comunica, poate din primăverii, când va apărea vremea necesară să poată deschide. Acum nu, încă iarnă, din punctul de vedere, vedeți, al vremii de afară. Bun, și nu pot să domnul Raul Bucur are câteva sesizări. Acum eu nu știu dacă e așa, că n-am fost să mă uit. 1. Malurile Someșului, spune domnul Raul, pe panou scrie că trebuie finalizat până la sfârșitul lunii aprilie. Nu vor fi. Aprilie? Deci, atenție! Întotdeauna vă spun că termenul prevăzut în contract poate suferi prelungiri legate de vreme, că acolo nu-i prinsă vreme, că nu se știe exact când se poate lucra și nu se poate lucra. Și fost iarnă și pe contract nu poți să lucrezi. Eu știam ceva de sfârșitul lui iulie, dacă nu mă înșel, sau august. Mă rog, poate greșesc. Deci, repet, termenele acestea sunt calculate matematic și în cont de prelungirile legate de ceea ce se găsește în șantier, când pot apărea situații obiective care nu erau prevăzute în contract. Deci, trebuie să-i dai eterul, că ai găsit o conductă nouă care trebuie să o schimbi, să o înlocuiesc. Se calculează 7 zile în plus. Se calculează vremea, cât a fost în perioada asta unde nu s-a putut lucra. Aia se extinde la contract perioadele respective. Sau au fost situații ultra-obiective ridicate de război din Ucraina, prevăzute în lege, că n-ai putut să duci un material, nu din cauza ta, ci că trebuie să faci alte comenzi sau prin alte rute. Și aceea, să are în vedere. De aceea spun că termenele acestea sunt în mișcare, legate strict de evoluția proiectului. Toate trebuie finalizate însă până în 31 decembrie, asta e regula maximă a contractului și toate proiectele sunt în graficul lor de realizare. Uitați, domnul Raul, văd că v-a monitorizat activitățile pe șantiere foarte... Îi mulțumim și îi felicităm. Foarte atent. Așa, malurile Someșului. Parcul Armătura, zice domnul Raul, trebuia să fie gata la sfârșitul martie. Gata 90% în aprilie, spune dânsul. Și așa este.
dar pe termenele legale se prelungesc, de ce nu știe domnul, cum a spus Marton, sau cum este, domnul Marton, el nu știe că aceste Raul termene, Bucur, sau domnul Raul Bucur, îi spun să studieze legea, să vadă domnia sa, că aceste termene se prelungesc de drept cu perioadele în care nu se poate lucra. Aceste termene se prelungesc pe baza propunerii dirigintelui de șantier în cazul în care apare elemente noi în raport de contract și trebuie introduse sau de schimbare de soluție, pentru că apare între noi o soluție care nu poate fi pusă în practică. Atunci, evident, cu acele avize tehnice certificate de specialiști se poate prelungi durata respectivă a contractului. Dar ce nu putem noi să prelungim fără să există un risc de a pierde bani europeni, este termenul de 31 decembrie 2023. Domnul Hadrian Aurelian vă întreabă dacă ați citit sinteza cu problemele ridicate de clujeni pentru municipiul Cluj-Napoca. Ați citit-o? Tot citim, tot citim. Primăria citește tot ce primește de la cetățeni și le mulțumește pentru chestiile. Domnul Ișvan Sechei, acele țevi nu se verifică dacă rezistă, ci se verifică dacă nu refulează, zice dânsul, după sudură. Da, s-ar putea. Da, bine, acum spune cum am plăcut pe detaliile tehnice. Eu v-am spus proceduri, deci de specialitate. Da, 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 sigur. Ei, eu atât am spus, se verifică metrou, dacă presiunea aia rezultă. Domnul ministru Grindeanu spunea că din punctul de vedere al guvernului, zilele acestea, problema semnării contractului pentru metrou clujan este rezolvată. Ce mai trebuie făcut? Da, procedura. Deci eu mă bucur că suntem în grafic cu acest proiect. Și același lucru îl fac acum și cu centura metropolitană, să fim în grafic. Cu faptul că acolo, centura metropolitană, alții dinaintea domnului Grindeanu au scos-o din PNRR și ne-au lăsat-o să găsim alte soluții. Dar am găsit soluții și suntem, iată, și cu centura metropolitană, cu un tronson în evaluare, pentru că sunt, nu știu, 6 sau câte oferte depuse și sunt în evaluare, și cu celelalte două tronsoane, în luna aprilie, expiră termenul de depunere a ofertelor. Asta proiectul este de 1 miliard de euro, fundamental pentru Cluj. Și altă vestea bună a lumii, că suntem în grafic cu toate aceste proiecte și vom respecta pașii legali și instituționali prevăzuți de lege și, evident, de calendar din PNR. La toate aceste proiecte, asta vom face. Respectarea pașilor și a normativelor și a normelor legale și respectarea, evident, a termenelor din Bun, cu respectarea acestor norme, care e următorul pas? Hai să-l luăm așa, metrou. Respectarea termenului din PNRR, semnarea contractului și respectarea procedurilor legale. Adică după aia urmează autorizări și cam după când... După care urmează faza de proiectare, da? Asta este ceea ce se întâmplă după ce se va ajunge la semnarea contractului, dacă vor fi parcurse toate procedurile legale conform prevederilor prevăzute în lege și nu avem motive să vedem că nu se vor parcurge, urmează etapa de proiectare. După ce a încheiat etapa de proiectare, este evident pregătirea șantierului și derularea lucrărilor. Am înțeles. La centură și ișderea. Cu graficul că acolo se începe dintr-o parte, că n-ai de unde să intri, că cea mai bună zonă de intrare este din Socor. Că acolo ai spațiu, ai teren tiran, ai spațiu deschis pe unde să intre. Domnul Boc, dar noi avem probleme la Florești. Stai, cu traficul spre Florești. Ai o gură atât de mare că nu lași cum să vorbească, să spună de ce. Păi tocmai asta încerc să-ți explic. Că trebuie să intre de undeva șoarecele ăla. Că toate stațiile se fac cu comitet, toate odată, într-un an de zile, pentru că toate stațiile. Da? Să se ducă șoarecele să se facă stațiile necesare, ca să poată ajunge să le creezi, că nu poți altfel să mergi cu treaba. Că toate ce ai băgat șoarele și la supământ, nu poți să-l oprești. Și evident că tot metroul începe de acolo. Dar unde se înceapă din zona de la Florești? Că nu ai spațiu acela deschis pe care l-ai în Bohan, spațiu organizat, în Soporul, organizarea de șoarele, ca să poți intra. De-aia am făcut de acolo. Ca să ce fac? Dau și obor Florești să mai poate exista. Prima dată începem de acolo unde producem cel mai mic deranj, din partea asta la altă. Eu cred că am în Sopor posibilitatea să intru cu șobolană, ăla care lucrează pe sub pământ și să facă stațiile. Dar nu pot altfel să-l scot afară. Trebuie să iau dintr-o parte să meargă tot acele stații să le facă să meargă mai departe. Și acolo e zona de unde poate începe organizarea de șambie să facă. Altfel, în Florești, ar trebui să dărâm 3 blocuri ca să am stații pe care le am în
în topodistii. Pare că cel mai avansat, acum că tot ați vorbit de procedurile astea, mă omoară cât îți de multe, dar n-am ce să fac. Proiectul ăsta de la tăietura Turcului. Acum sper că să termine Dragalina și apoi începe ăla, că altfel două cartiere omului. Dar ăla pare cel mai avansat în privința tuturor formalităților. Da, în toamnă, suntem asigurați că vor începe lucrările la linia ferată plus Ploiești. Că acest proiect este în cadrul liniei ferate plus Ploiești. Așa e. Vreau să vă spun că săptămânal sunt cel puțin 2-3 întâlniri tehnice, pentru că și acolo e muncă de pus în teren, de aplicat. Nu e ușoară treaba asta. E complicată. Și vă pot spune că acum suntem în faza finală a proiectării, pentru că după câștigarea licitației undeva la sfârșitul decembrie anul trecut, au 8 luni pentru proiectare sau 9 luni pentru proiectare, după care se intre după aceea în teren. Dar acum deja se lucrează intens și vă mulțumesc celor de la CFR, pentru că colaborează foarte bine cu colegii mei de la primărie și periodic avem întâlniri în care discutăm implicațiile pentru proiect. Și v-am spus, mai pregătim un alt pasaj sau tengiratoriu, vom vedea cum arată în prelungirea pasajului de tăietura Turcului la legătura cu Calea Baciului, tot pe fonduri europene. Acum se fac studiile de specialitate. De asemenea, la ieșirea spre Chinteni și acolo facem un pasaj sau un stângeratoriu modern care să deconcentreze traficul din zona aceea Oșan, care știți bine, spre Valea Chinteului, tot pe fonduri europene. Încercăm să folosim fiecare leuț pe care putem avea la dispoziție pentru a moderniza orașul nostru. Și de asta, repet, cu gradarea intervenției, că evident că și aici Dragalina, pasajul tăietura Târcului, podul Garibaldi, sunt lucrări care trebuie să le punem într-o anumită succesiune, că și podul Garibaldi are o vechime de trebuie schimbat și ăsta. Păi acolo nu s-au găsit constructori nici cum, de ani de zile. Nu nimic, se găsește până la urmă și constructor acolo și acolo va trebui iarăși să gradăm intervenția după ce se termine evident lucrările de aici, de la Dragalina și să le putem corela. Dar trebuie să înțelegeți, oameni buni, că ăsta în oraș nu avem ce face. Viața la oraș, asta presupune să folosim mai mult transportul în comun decât mașina personală, să facem podurile care, repet, după care le faci 100 de ani, generația care a mai trăit n-a mai avea probleme, peste 100 de ani vor mai avea probleme alții, dar vine rândul din 100 de ani să faci infrastructura asta. Că acum, aici, viața cu transportul în comun, domnul primar. Da, într-adevăr, s-au achiziționat foarte multe mijloace și de transport moderne. Și n-ai fost o chestie în comun. Am fost criticat că de ce... Dar dacă este aglomerație, tot una e că stai în autobuz sau în mașina personală. Păi tocmai asta vreau să vă spun și iarăși, aveți o gură din aia aspră de nu lăsați... Astăzi e spornit, tare, nu știu ce... Păi tocmai asta vă spuneam, v-am dat exemplu pe Dragalina și cu Splaiul Independenței. Toată lumea, hai, deschide traficul de pe Splaiul Independenței. Se poate veni și mașinile. Și asta, mă, oameni buni, ce facem acum? Facem o cacofonie generală. Îi punem pe toți să stea în aceeași oală. Acolo am creat spațiu doar pentru transportul comun să meargă mai repede, tocmai că ăla care stă în autobuz să vadă că aia 60 cât sunt sau 40 merg mai repede decât aia care stau câte 1-2 în mașină. Asta fac toți în lumea asta, nu noi, că n-am descoperit eu gaura la covrig. Toți dau prioritate la transportul în comun când e de ales între mașină și transportul în comun. Și mă înjura și mă înjură mult, dar am zis, mai bine să ținem la principiile astea, să încurajăm oamenii să folosească transportul comun. Dacă încurajăm pe toți să folosească mașinile, evident că vom ajunge la un ideea general. Pentru că am spus asta, de la 50.000 de mașini, pe vremea lui Ceaușescu, la 200.000 astăzi, cu aceeași infrastructură a orașului, unde Dumnezeu, că nu e elastic să le țin. Am zis că să ne schimbăm noi mintea. El nu te oprește să-ți cumpere o mașină. Dar și regulile orașului trebuie să fie foarte clare ca să stabilim cine are prioritate. Pentru că altfel ne sufocăm, ajungem la... Și la poluare. Acum, apropo, că toți ați zis de ieșirea aia spre Valea Chinteului, ce se mai întâmplă cu lucrările pe Valea Chinteului? Ce lucrează? Sunt grafii. Toate lucrările pe care le avem și pe Fânațelor acolo, pe Giuseppe Verdi, și se lucrează și puteți... Acum n-ați mai primit mesaje pe la radio. Acum Petro... Oamenii că se lucrează. Vedeți că se lucrează foarte bine pe Giuseppe Verdi. Se lucrează pe Valea Sacă, se lucrează pe Valea Chinteului. Anul viitor vor fi gata lucrările acelea de mare amploare care se va lua. Pe Valea Fânațelor, acolo, până unde e tronsonul acesta? Giuseppe Verdi e ăla, al doilea tronson de la Valea Fânațelor. Ăla care toată ziua ne sunau la radio oamenii. Da. Vedeți că, gata, nu mai aveți clienți pe subiectul ăsta. Că oamenii văd.
că se lucrează. Și le mulțumesc pentru înțelegere, că până n-am putut rezolva cu apa, cu gazul, cu canalizare, cu ceilalți, n-am putut să vin eu cu proiect. Dar când am terminat, am și venit și se vede că se lucrează și la depru, bravo lor. Văd că lucrează foarte bine, am primit aprecieri. Când mă duc la magazin, mă mai întâlnesc din loc și spune și de bine despre unele lucrări când se întâmplă. Îmi spun și de lucrurile, evident. Eu le ascult pe toate, că asta e meseria de primar. S-a ascult pe toată luna și să iei decizi după aceea să corecteze ce se poate corecta. N-am spus nimic de un Cluj, ieri, avem cele mai mari alocări din istoria Clujului. Stați că avem acolo critici, ai felicitări pentru alocările de la sport, dar mai am câteva aici să le rezolv pe astea. Domnul Sechei vă face o propunere, o sugestie. Ieșirea spre Sfântul Ion, care poate rezolva o decongestionare, cel puțin într-o anumită măsură. Dacă s-ar face o variantă și pe acolo. Ieșirea spre Sfântul Ion. Băi, avem centura, ocolitoarea Clujului, care rezolvă atât de problemele astea. Avem de la Frunzișului legătură directă, de la Calea Turzii avem legătură directă, avem în Botanci, avem în Sopor, avem în Edgar Chinez, avem toate legăturile. Ce alte legături să mai facem, mă, oameni buni, că uitați-vă la ele, că 20 de noduri de centură, numai unde nu vrei, nu poți să nu ajungi după ce se face proiectul ăsta de centură. Nu putem să mai investim alți bani, să mai facem alte proiecte, că nu le-am terminat înainte de a termina pe ăsta, că acum am lucru. Aceste proiecte avizate ca lumea și, repet, asta rezolvă problema Clujului pentru următoarea 100-200 de ani, să ce face 200, pentru eternitate rezolvă partea asta. De domnul Helmer spune așa, la începutul anului, compania de transport public a avea termen să facă propuneri pentru extinderea transportului pe timp de noapte, transportului public pe timp de noapte. Avem în mai o analiză discutată și o vom implementa. După modelul pe care am găsit-o și în alte capitale europene, între anumite intervale orare, cu două linii mari în care să acoperim partea și de transport de noapte. Va fi probabil vara aceasta, începând cu mai iunie, pusă în aplicare. Am discutat acest aspect. Am înțeles. Apropo de sport, cei care vin cu critici, vin pe plecând de la ideea că per total bugetul este mult mai mic față de alte orașe cu un buget mai sărac și orașe mai mici decât Clujul, adică 17 milioane în cazul Clujului. Și vorbesc cu oamenii aceia care le-am spus și în Consiliul Local și aici ne-am spus două lucruri. În primul rând, nu crea de cei de la USR că a început lumea și Universitatea Cluj cu ei. Singurii care au votat, singurii care n-au votat pentru a locala la Universitatea Cluj au fost cei de la USR, care cred că a sfida trecutul e o regulă normală. A sfida părinții și bunicii este regula de bază. Am încercat să le explic ieri că UI este ADN-ul acestui oraș, e fibra orașului, care ține de identitatea noastră. Nu poți să negi o asemenea identitate, spune că pe tine nu te interesează Cluj. Nu, este fibra orașului și în egală măsură noi trebuie să susținem toate cluburile. Și am vorbit și de CFR. Evident, CFR e o echipă privată, el nu are nevoie de sprijin financiar de la primărie. Cluj are brandul proprietatea orașului, e proprietatea orașului brandul Cluj. Noi suntem proprietarii toți cetățenii acestui oraș. A brandului. Ce facem? Îl lăsăm să moară? Pentru că așa vor unii care s-au născut mai târziu pe scena politică și n-au auzit de ce înseamnă spiritul universității în acest oraș. Am avut o discuție destul de apăsată ieri în Consiliul Local, unul dintre o dată, că eu nu sunt adept unor politici, alții să trăiască și alții să moară. Nu, eu vreau ca toată lumea să trăiască respectându-ne valorile și tradițiile pe care acest oraș le are, pornind de la universitate. Și m-am bucurat încă o dată să spun, văd foarte mulți tineri la uși la CFR în galerii, văd foarte mulți tineri mergând la meci și încurajez și îi aplaud pentru ceea ce fac. Am avut unele excese și le-am corectat. Dar uitați-vă cât de frumoase sunt galeriile astea, cât de frumoase sunt momentele astea să vezi că noua generație vine și duce mai departe. Spiritul UI, spiritul de CFR. Aici e treaba noastră, fiecare cu cine ținem în oraș. Dar nu putem să fim și să negăm că avem aceste lucruri și să nu le promovăm, să nu le susținem. Asta, la mine nu vor găsi înțelegere. Cei care vor încerca să divizeze, cei care vor încerca să spună aia să trăiască, aia la alt să nu trăiască, nu. A doua critică. Le-am spus și în Consiliul Local. Voi veniți și luați o chestie sectorială. Dar mai uitați-vă la investiția pentru sport și puneți și celelalte cheltuieli care țin așa. Avem singura primărie din România care are două baze sportive făcute pe milioane de euro din banii noștri, în cea mai mare parte, și cu acces gratuit. Cine mai are două baze sportive de asemenea natură și asemenea valoare? Crezi? Alea au venit din cer? Ele nu sunt investiții din bani publici pentru sportul de masă. Ălea sunt pentru sportul de masă adevărat. Pentru că poți să practici orice sport, uite-te, doar înscriindu-te pe platformă, fără să plătești.
După aceea le-am spus, uitați-vă la sala polivalentă din Cluj. Este singura din România, încă după 10 ani de la finalizare aici nu mai vine nimeni să ne ajungă. O investiție din plasură, pe banii noștri, la clujenilor. Și ne mândrim că putem opri să vedem un meci de basket de ultimă generație cu un Cluj. Felicitări pentru victoria împotriva celor la Oradea. Greu a fost, da, și greu va fi, dar sunt convins că vor reuși să ducă titlul înapoi la Cluj, chiar dacă e complicată munca acum cu mai multe echipe în zona. Dar arată a demonstrat că se poate. Rămâsau cu care ne mândrim, sunt de ultima generație. Da? Am băgat peste 20 de milioane de euro în această seară din banii Cluj. Investiți din sport. Uitați-vă ce facem în Borhange, investiție de 28 de milioane de euro. Și din nou vom avea cel mai modern bazin olimpic pentru profesioniști și neprofesioniști, pentru amatori, de ultima generație. Uitați-vă la toate școlile din Cluj, unde modernizăm și creăm noi săli de sport. Bun. Uitați-vă la sălile de la Vibu, ca să vorbesc de săli noi. Fiecare școală, repete, dotată cu școli de ultimă generație. Și le spun, bă, acolo se calculează. Așa se calculează. Nu extragi cu penseta niște cifre ca să fie favorabil. Uite-te la poza mare, la pază mare pe care l-ai. Și repet, din pază ăsta mare nu poate lipsi dar trebuie să fie în centrul lui. Și cine nu va înțelege asta, repet, nu-i va accepta la punctul de vedere, nu voi fi de acord cu el. Bun. Suntem la finalul emisiunii, domnul primar. Ce le spuneți clujenilor înainte de sărbătoarea Paștelui? Le doresc tuturor clujenilor să reușească în aceste zile de sfântă sărbătoare, să fie mai buni ca niciodată, mai uniți ca niciodată, să scoate din priză stresul zilnic și să se bucure alături de cei dragi, să nu uite că doar împreună și solidar putem fi o comunitate puternică, să nu uite faptul că oricând pot să facă un bine, să-l facă, pentru că ceea ce pentru unii poate însemna foarte puțin, pentru alții poate însemna foarte mult. Trăim vremuri grele, avem război în Europa, avem prețuri care au luat o razna, putem trece prin aceste momente grele doar împreună, având grijă unii de alții și, repet, cu credință în suflet și gândind pozitiv, putem să avem o viață mai frumoasă aici pe pământ și aici la noi la Cluj-Napoca. Sărbători fericite, Doamne ajută, sănătate tuturor! Mulțumesc pentru discuția de astăzi, domnule primar! Și vă mulțumesc! Fericite să aveți! Doamne ajută, sănătate! Doamne ajută! Dragi prieteni, aceasta a fost discuția de joi 13 aprilie despre problemele Clujului și, sigur, potențiale soluții pentru rezolvarea lor. Eu vă doresc să aveți sărbători frumoase și liniștite. Doamne ajută!